Vrei să știi cât consumă o pompă de căldură? E și normal să vrei să știi asta. Pentru că pompele de căldură sunt echipamente cu tehnologie nouă și sunt ceva mai scumpe față de alte surse de încălzire. Și atunci te aștepți să ai un consum mic ca să recuperezi o parte din investiție în timp. Salut, eu sunt Cosmin de la Blog de Instalații. Pe canalul de YouTube Blog de Instalații găsești videouri despre echipamente de încălzire și instalații termice. Poate vrei să compari consumul de la pompa de căldură cu consumul de la centrala pe gaz, centrala pe lemne, centrala pe GPL sau centrala electrică. Consumul pompei de căldură nu ar trebui să fie unul mare. COP-ul pompei de căldură înseamnă că pentru fiecare 1 leu de energie electrică pe care o consumi, pompa de căldură poate să producă gratuit până la 4 lei de energie termică. Am făcut înainte și alte studii de caz despre consumul pentru încălzire, cu consumul centralei pe lemne și consumul centralei pe gaz și consumul centralei electrice. Dacă vrei să compari consumul de la centrala ta, o să-ți las linkul mai jos în descriere. Un instalator sau un proiectant cu care vorbești despre consumul pompei de căldură sau al oricărei centrale în general, poate să spună că la o casă consumul depinde de mai multe lucruri. Uite despre ce este vorba. Consumul depinde de tipul de pompă de căldură pe care îl ai, de zona climatică unde este casa, dacă încălzești cu calorifere, încălzire în pardoseală sau ventiloconvectoare, de grosimea izolației pentru casă, de tipul și calitatea ferestrelor, de temperatura interioară, de temperatura exterioară, și de cât de grea și de lungă este iarna. Certificatul energetic ne poate spune performanța energetică a casei. Acest lucru de obicei este ignorat de mulți proprietari de casă. De exemplu, dacă avem o casă cu clasa energetică B și suprafața de 142 de metri pătrați și un consum specific de energie pentru încălzire de 127 kWh pe metru pătrat pe an, și pentru apa caldă menajeră, 29 de kWh pe metru pătrat pe an. Rezultă un consum de energie anual de aproximativ 22.000 de kWh pe an. Dacă montăm o centrală electrică, va consuma 22.000 de kWh pe an. O pompă de căldură aer-apă cu COP de 3 ar consuma 7.300 de kWh. O pompă de căldură sol-apă cu COP de 5 ar consuma în jur de 4.400 de kWh pe an. Și la fel putem calcula pentru un cazan pe lemne, pe leți sau centrala pe gaz. Concluzia e că va consuma casa, nu va consuma pompa de căldură, indiferent de soluția de încălzire aleasă. Acum hai să vorbim despre consumul pompei de căldură și să vedem 15 exemple cu case de suprafețe diferite în localități diferite din România. Sunt pompe de căldură NIBE de la Trust Expert. Să urmărești datele cu atenție și până la sfârșit. O să vezi mai multe valori de consum. Vei putea să-ți faci o idee aproape exactă referitoare la cât consumă o pompă de căldură. Nu o să mă vezi doar pe mine, o să-ți arăt poze cu casele și cu pompele de căldură. Privește mai departe. Numărul 1. Locația casei Belești Negrești Argeș. Izolație medie, instalație cu radiatoare, pompa de căldură NIBE AMS 1012, cost de investiție aproximativ 30.000 de lei, consum după 4 luni de la punerea în funcțiune 28.797 de kW. Media de consum anuală 7.199 de kW, adică 4.300 de lei, aproximativ 720 de lei pe lună. Numărul 2. Consum pentru pompa de căldură cu sursa dintr-un lac. Locația în Craiova, Dolj. Casă de 350 de metri pătrați utili cu radiatoare. Pompă de căldură NIBE F125516 cu sursă de energie dintr-un lac din spatele casei. Serpentină de aproximativ 1500 de metri liniari de țeavă pe HD. Încălzită cu un cazan pe lemne, aproximativ 50 de metri cub de lemn pe sezon, consumul de lemne pe sezonul rece egal 22.000 de lei. Consumul electric pe tot anul cu pompa de căldură, 9.000 de lei. Aproximativ 1.500 de lei pe lună.
temperatura de intrare în pompă 10 grade Celsius la o adâncime de 5 metri. Numărul 3. Locația izvorul Mureșului Harghita. Casă cu suprafață de 180 de metri pătrați. Pompa de căldură folosită cu încălzire în pardoseală pentru încălzire și apă caldă. Montată în noiembrie 2019. Consum până în martie 2021, 9274 de kWh, aproximativ 1850 de kWh pe lună. Numărul 4. Locația Todirești Soloneț în Suceava. Casa are 90 de metri pătrați. Pompa de căldură montată în bucătărie Nibe VVM S320. Circuit fără freon, pompă tip monobloc cu schimbător în unitatea exterioară. Cost echipamente 35.600 de lei cu TVA inclus, fără montaj. Consum pe sezonul octombrie 2020-martie 2021 2.100 de lei, aproximativ 350 de lei pe lună. Numărul 5. Locația Bistrița Năsăud. Casa are 230 de metri pătrați, temperatura interioară 23 de grade constant, pompă de căldură sol-apă Nibe F1245 și radiatoare, sursa serpentină orizontală îngropată în jurul casei, consum pentru pompa de căldură 1896 de lei pe 3 luni, din noiembrie până în februarie, încălzire și apă caldă cu pompă de căldură Nibe, aproximativ 632 de lei pe lună de iarnă. 6. Locația Fântânele, județul Bacău. Casă de 105 metri pătrați. Pompa de căldură sol-apă Nibe F12556. Sursa de energie este foraj vertical de 100 de metri liniari. Modul de ventilație Sabiana Energy Smart. Încălzire prin pardoseală Henko Floor PXC16. Ventilația funcționează automat și aduce aer proaspăt, iar aerul viciat e eliminat din casă și se face recuperarea energiei. Cel mai mare consum de aproximativ 450 de lei pe lună în ianuarie 2019. Locația Grajduri, județul Iași. Casă cu suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Pompa de căldură Nibe F1245 cu serpentină orizontală. Folosită pentru încălzire și apă caldă menajeră. Consum în 2 ani 5.800 de kW energie electrică. Aproximativ 2.000 de lei pe an, la un cost de 70 de bani pe kW. Pentru o iarnă cu cazan pe lemne, cheltuia aproximativ 5.000 de lei înainte. Numărul 8. Locația Bucium Iași. Casă de 180 de metri pătrați. Încălzire cu radiatoare, s-a înlocuit un cazan pe lemne Wisman cu o pompă de căldură aer-apă Nibe 2120 de 12 kW. Consum electric pentru toată casa, iluminat, gătit, încălzire și apă caldă, pe luna decembrie a fost de 1013 kWh. Din acesta scădem consumul lunar de energie electrică aproximativ 400-450 kWh. Rezultă 613 kWh consum al pompei de căldură pentru decembrie, aproximativ 318 lei. Nouă. Locația Bistrița Năsăud, casă de 200 de metri pătrați.
500 de metri liniari de serpentină îngropată, consum anual estimat 3.000 de lei, aproximativ 500 de lei pe lună. Locația Suceava, casă de 220 de metri pătrați, pompa de căldură Solapă Nibe F1155, 3500 kWh consum electric pentru lunile decembrie, ianuarie, februarie, aproximativ 816 lei pe lună. Numărul 11. Locația Broșteni, casă de 160 de metri pătrați. Proprietarul a renunțat la o centrală pe lemne și a montat o pompă de căldură Solapă cu serpentină orizontală. Consum lunar 20 octombrie, 20 noiembrie, 200 de lei. Locația Halmeu, Satu Mare, casă cu suprafață de 400 de metri pătrați. Tipul sursei, lac în spatele casei, de 10x65x3. 6 bucle imersate în lac, țeavă PE de 40. 1950 de metri în total, inclusiv de la lac la camera tehnică. Circuit sursă încărcat cu antigel 30%. COP 5.8. Cost lunar energie 600 de lei pe luna de iarnă. 13. Locația Comuna Miroslava Iași, casă cu suprafață de 220 de metri pătrați, încălzire, răcire și apă caldă menajeră. Pompa de căldură aer-apă Nibe F2120 cu încălzire în pardoseală Henco Flor, ventiloconvectoare Sabiana. Consumul de energie electrică pe 2 ani este de 7800 de kW, în medie 450 de lei pe lună. 14. Locația Sighetul Marmației, casă cu suprafață de 195 de metri pătrați, încălzire în pardoseală la parter și radiatoare la etaj. Consum decembrie-februarie 3633 de kW, medie de 850 de lei pe lună. 15. Comuna Curtești, Botoșani, casă cu suprafață de 320 de metri pătrați. Pompa de căldură geotermală de la Nibe F1255. Consum electric septembrie 2018, august 2019, 7150 de kWh. În descrierea videoului o să găsești link-ul unde poți vedea consumul unei centrale termice pe lemne, consumul centralei termice pe gaz și consumul unei centrale electrice. O să-ți lași un link de unde poți alege o pompă de căldură folosind configuratorul de pompe de căldură Nibe de la Trust Expert. Apasă pe butonul de like și de subscribe dacă ți-a plăcut acest video. Și vizitează site-ul meu, blogdeinstalatie.ro, pentru mai multe articole despre centrale termice și instalații. Mulțumesc că m-ai urmărit!